Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun să integrăm resurse educaționale deschise în aplicația EdPuzzle, o aplicație pe care v-am prezentat-o și cu altă ocazie. Iată-ne pe pagina digitaledu.ro, unde puteți găsi o serie de materiale realizate de colegii noștri, resurse educaționale deschise, ce utilizează platforma EdPuzzle. Observați pentru fiecare disciplină câte o resursă educațională deschisă. Ei bine, haideți să selectăm o resursă educațională deschisă de pe platforma de YouTube și să o inserăm pe platforma EdPuzzle. Iată, putem adăuga inclusiv voce peste materialul deja selectat. Puteți adăuga, cum probabil știți, mai mulți itemi pe parcursul derulării resursei video. Și iată, în acest moment putem salva prima noastră resursă educațională. În My Content apare această resursă educațională pe care am modificat-o în funcție de nevoile clasei la care predăm. Puteți oricând reveni și puteți alege momentul cel mai potrivit pentru a adăuga itemul prin care vreți să fixați sau vreți să evaluați competențele formate și dezvoltate la elevii dumneavoastră. Acestea fiind spuse, vă doresc succes și vă aștept la un nou tutorial. La revedere!